Eu am crezut că s-a dus afară. Da? Și am văzut că toți se bucurau și n-am văzut, chiar sunt și eu curios să văd. Cine te-a bucurat prima dată? Nu știu, crede-mă că nu mai țin minte nimic. Da, arbitru, arbitru. Este îmbucurător că vedem astfel de goluri în partide și trebuie să profităm la maxim de ele. CS Universitatea a întâlnit un adversar arțăgos în al treilea amical din al doilea cantonament efectuat în Antalya. Georgenii de la Zug Didi au practicat un joc dur și un nou jucător al craiovenilor a trecut pe lista accidentaților. Nu a evoluat nici Varga, care a suferit o contractură cu o zi înainte de amical. Prima repriză a fost controlată de craioveni care s-au apărat bine și au construit frumos. Singura ocazie concretizată a fost cea lui Ferfelea. Un gol foarte frumos. Mă bucur că mi-a ieșit execuția, dar cum a spus și data trecută, important este să ne facem antrenamentul, că aici contează mult mai puțin decât contează în campionat. În partea a doua au intrat și rezervele, inclusiv noul venit Tomici, dar și juniorii Ivan și Petre. E normal să aruncăm, pentru că trebuie să-i vedem pe toți. Eu îmi propun să dau minute plus minus egale pentru toată lumea. Acum sita cerne și vom constata, vom remarca pe cine trebuie să ne bazăm pe perioada următoare ca și primul 11. La partida au asistat și doi reprezentanți ai formației ASEA Târgu Mureș, echipă cu care CS Universitatea va juca la începutul lunii martie în primul meci oficial din 2014.